Profesorul Ion Copoveru, de la Facultatea de Filozofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, este unul dintre cercetătorii cei mai avizați și cei mai, am putea spune, fascinați de fenomenologie, această zonă a filozofiei care, într-o anumită măsură, a dominat, a reglat secolul 20 și care refuză să dispară, în ciuda ceea ce se tot anunță de câteva decenii cu privire la ba moartea filozofiei, ba încheierea anumitor tipuri de filozofie. Cum vezi în acest context, mai ales în prezent, relevanța acestei filozofii, acestui tip de filozofie și de ce te-a interesat în special acesta? Știi cum se spune? Nimic nu dispare, se transformă. Și suntem și noi fenomenologii, inclusiv cei clujeni, în acest moment al unei posibile transformări. Cum spunea Derrida, uneori chiar în spectru, ceea ce dispare la prezență devine spectralitate. Da, pare că dispare, dar e ușor paradoxal, fiindcă atunci când ceva pare că dispare, s-ar putea să însemne că te-ai apropiat mai mult de esența lui. Ca să folosesc un termen pe care în acest proces de dispariție a fenomenologiei nu prea îl mai folosim. Da. Nici chiar în fenomenologia care, începând cu Husserl, a fost preocupată de problema esențelor. A fost preocupată, dar într-adevăr devine o temă marginală și mai degrabă de cercetare istorică. Pentru publicul nostru mai larg și poate mai puțin avizat în ce este propriu zis fenomenologia, ne-ai putea rezuma ce a adus ea special ca modalitate de a medita și de a gândi? Păi primul lucru pe care ne vine în minte atunci când vorbim despre fenomenologie este deviza propusă de chiar fondatorul ei, Edmund Husserl, către lucrurile însele. Deci a fost o filosofie care din start cumva și-a subminat bazele ei teoretic-filosofice, îndemnând cercetătorii, oamenii, să meargă către fenomenele însele, către chiar ce se întâmplă, să fie atent mai degrabă la ce se întâmplă decât la construcțiile mentale, pur teoretice, speculative, de orice fel. Bine, dar aici trebuie să introducem o nuanță în plus, pentru că acest la lucrurile însele ar putea fi înțeles la realitatea așa cum e ea, în esența ei, înainte de orice fenomen, ori tocmai cei care gândesc așa, să zicem, realiștii, pozitiviștii, etc., n-au înțeles deloc fenomenologia sau au refuzat-o din start. Așa este. Este un fenomen la care se ajunge după o anumită filtrare după o serie de procedee pe care le-a propus Husserl. Problema este că în acest demers nu înseamnă că pierdem contactul cu realitatea, cu fenomenele însele. A fost un curent și în fenomenologie care a moderat un pic, a mai temperat această dorință sau strategie de a ne îndepărta de realitatea concretă, așa cum ne apare ea. Ea nu este de lepădat. Ea trebuie cucerită, reînțeleasă și reinvestită. Și am putea spune în acest sens că ținta este această realitate, dar la ea se ajunge printr-o analiză a felului cum o cunoaștem? Printr-o analiză a felului cum o cunoaștem, asta în prima generație de fenomenologi spune că... Fiindcă, așa cum am zis, în momentul în care îți fixezi această țintă, să ajungi la lucrurile însele, așa cum sunt ele, nu așa cum apar ele în anumite teorii, în putea spune direct, în închipuiri ale spiritului sau lucruri de felul acesta, deja te îndeamnă să ajungi dincolo de filosofie. În ceea ce este în acest dincolo al filosofiei. Și momentul în care se află fenomenologia, care nu este așa grozav, care nu este cel mai bun. Nu e aproape val, nu e un triumf. Da, a dus tocmai la această apropiere a fenomenologilor de realitatea din afara gândirii filosofice, până în momentul în care
pare că a dispărut fenomenologia. Dar spiritul ei nu a dispărut. Asta vreau să spun. Vorbeai de o primă generație de fenomenologi și mă gândesc că te referi la cei din preajma lui Husserl și autorilor germani, poate până la un punct și Heidegger, asta e o altă discuție. Dar apropo de aceste transformări, aș vrea să te întreb dacă una dintre ele nu este cea pe care a adus-o fenomenologia franceză, un autor cum este Merleau-Ponty, spre exemplu, care, în opinia mea, a adus acest interes inclusiv înspre corp. Corpul care Absolut. Nu prea îl interesa pe Husserl, Absolut. Dar care a interesat destul de mult fenomenologia după aceea. Premizele gândirii lui Merleau-Ponty sunt la Husserl, sunt în idee, în Zweig și în texte canonice. În unele texte care au fost publicate după moartea lui Husserl, fiindcă știm că o bună parte din opera lui a fost publicată după aceea. Texte la care Merleau-Ponty a avut acces la și de altfel le și menționează. Într-adevăr, tema corpului este aceea care a produs o mare schimbare. Dar dacă punem problema corpului, nu poți să gândești corpul numai teoretic. Stând pe scaun, cum stăm noi. Nu? Accepți faptul că el are propria sa gândire? Absolut. Absolut. Și atunci trebuie să-ți schimbi cumva punctul de plecare, ideile, premizele cu care ai pornit. Și trebuie să te îndrepți către aspecte care pot fi prinse în psihologie. Merleau-Ponty a fost foarte atent la cercetările psihologice și le-a discutat pe larg în alte... și în alte zona artei, spre exemplu, o modificare de acest tip a permis... Ideea că arta, la rândul ei, prin modurile sale specifice, gândește, nu? Da, este un... E o pendulare sau o basculare, cumva, dinspre un subiect autocentrat într-un anume fel și care privește realitatea, cumva, ca pe un spectacol, către un subiect care este imersat în lume. Conceptul de bază, aș zice, al fenomenologiei, dacă este să găsim unul, să identificăm unul singur, este a fi în lume. Ce înseamnă a fi în lume? Sigur că pentru un subiect, dar subiectul deja se estompează în favoarea acestei expresii a fi în lume, fiindcă modurile lui de a fi în lume sunt cele care, de fapt, îl definesc și îl determină, îl descriu. Ar fi mai aproape această definiție de sintagma lui Heidegger, a fi chiar aruncat în lume? Da, asta are și o conotație cumva afectivă, dar și aspectele afective fac parte din această situație de a fi în lume. Dar nu sunt numai ele. Au fost, aici lucrurile s-au bifurcat în fenomenologie. După cum știi și tu, au fost dintre cei care au pedalat mult pe această situare afectivă. Dar nu este numai asta. În ultima vreme, și suntem și noi implicați în acest tip de cercetări, mai degrabă suntem atenți la conceptul de acțiune sau la modurile acționale, să le spunem, enactive, prin care subiectul este în lume. Reintroduce această viziune un aspect important în filozofie, care este cel etic? Acțiunea înseamnă și o responsabilitate, cum era cazul la Kant, spre exemplu? Îl introduce, dar îl și... Cum să spun? Suspendă. Da, de dimensiunea etică rămâne permanentă. Dar atunci când iei acțiunea în serios, dintr-o dată lucrurile se schimbă. Să dau un exemplu paradigmatic care se găsește la Husserl și la mulți filosofi din perioada aceea, este a filosofului care analizează lumea privind-o pe fereastră. Este exemplu pomului înflorit și tot procesul constituirii lumii pornește de la acest exemplu al unui pom înflorit pe care îl vede de la distanță, filosoful detașat. Pe fereastră. Este interesant că este și această... Așa cum Hegel îl vedea pe fereastră pe Napoleon, da, vedea istoria. Așa cum Descartes medita în fața sobei, într-o cameră bine încălzită și privea pe fereastră pe ceilalți, întrebându-se dacă nu sunt cumva niște automate. Da. Poate chiar erau. Sau poate era el un automat, nu știm. Fiindcă suntem într-o poziție, vezi, situația asta te pune într-o poziție de indecidabilitate finalmente. Adică orice este posibil. Ca să vezi dacă ceilalți sunt automate, trebuie să te duci
să pui mâna pe ei, să povestești cu ei, să discuți cu ei, să interacționezi. Sau chiar să fii interpelat de ei, o un alt concept important. Da, exact. Sau să te lași, într-adevăr, interpelat de prezența celorlalți. Deci, cumva, asta este momentul în care fenomenologia, pornind de la pe aceleași premize ale gândirii europene moderne, finalmente, ajunge dincolo, ajunge la această interpelare, a te lăsa interpelat de celălalt sau, dimpotrivă, a gândi realitatea pornind de la acțiune, de la mișcare, de la subiectul care este imersat într-o situație, de la o situație care este prinsă cu toată corporalitatea, de la o intercorporalitate, nu? Ca să preluăm o temă merleau-pontiană. Dar lucrurile pot fi duse de aici mai departe. Aici e și un răspuns la acuza care a fost adusă fenomenologiei, precum întregii filozofii a modernității, cum că acestea ar fi niște filozofii care propun un subiect tare și că acest subiect tare este din diverse motive periculos sau depășit. Sau... Da, fără îndoială. Fenomenologia a contribuit mult la regândirea conceptului de subiect. Chiar dacă în unele versiuni ale ei, mai degrabă de la început, pare o filosofie a subiectului și poate fi formulată ca o filosofie a subiectului, ea a regândit profund subiectul. Asta dovedește și de ce autorii care n-au fost percepuți neapărat ca fenomenologi, cum este Jacques Derrida, nu pot fi totuși înțeleși fără relația sa foarte strânsă cu Husserl, cu Heidegger, cu alți fenomenologi. Fără îndoială, el a reacționat la fenomenologia dominantă. El a fost un fenomenolog la începuturile operei sale și practic a reacționat la fenologie. Foucault, de asemenea, cam tot ceea ce este gândirea franceză este într-un anume fel o reacție, dar și fenomenologie după aceea a reacționat la reacțiile. La acești autori. Este în continuare o dinamică în acest sens. Dar subiectul îl vedem acum mult mai complex. Filologia a recuperat aspectele care sunt numite acum nivelurile subpersonale ale lui sau inconștientul, cu alte cuvinte. Încearcă să regândească raporturile subiectului cu limbajul. Pe de parte deconstructivismul, pe de altă parte psihanaliza. Mai nou, teoriile care sunt subsumate, grupul acesta numit embodied cognition, enactivismul care pornește, care are surse și în Wittgenstein, dar și în fenomenologie. Toate astea acum au bruiat mult peisajul, așa cum îl știam noi la sfârșitul secolului 20. A însemnat inclusiv o recuperare a unei relații posibile între fenomenologie și teoria critică? Nu prea exista o relație între cele două școli, știm probabil și atacul lui Adorno la Heidegger. El era probabil făcut pe premisele acestea, că fenomenologia e mai degrabă o știință a unui subiect tare, teoria critică e mai interesată de responsabilitate, angajare politică. Acum ai vorbit de acțiune, de relația cu ceilalți. Există o întâlnire între cele două tradiții? Fără îndoială. Este un proiect, este un șantier. Chiar în ultimul număr al revistei Filosofia de la Cluj este un dosar care se intitulează Critical Phenomenology, cu semnul întrebării. Dar așa îndrăznesc să anticipez, numărul încă nu a apărut. Răspunsul ar fi afirmativ. Efectiv, răspunsul tinde să fie afirmativ și sunt multe cercetări în domeniul fenomenologiei sau care se înrădăcinează în fenomenologie și care merg în direcția aceasta. Pentru a ne întoarce la concret sau la lucrurile însele sau la realitatea de astăzi, ar fi o asemenea viziune alături de celelalte plurale pe care le-ai numit aici un răspuns la prezent? Ar sugera că toate aceste meditații, toate aceste forme de a gândi nu numai că au ceva să ne spună despre lumea aceasta, dar pot chiar contribui la schimbarea, transformarea? Că au ceva să ne spună, cred că cu siguranță da. Și cercetarea filosofică, nu numai că ține pasul, cumva reflectă niște schimbări în sensibilitatea oamenilor dintr-o anumită perioadă. Deci reflectă clar o schimbare de interes a societății. Că va contribui, că are un rol,
să spun așa, activ în a schimba ceva. Nu m-aș hazarda să spun. Aș fi mai degrabă prudent. Cred că dacă reușim să captăm ceva din ce se întâmplă, să reușim să-l descriem și să-l facem inteligibil, mă rog, pentru noi, pentru cei și mai ales pentru cei din jurul nostru, cred că este suficient. Aș reformula sau aș repune problema în două alte dimensiuni. Prima dintre ele ar fi, hai să zicem, se păstrează în mediul academic sau al cercetării. Cum spuneam ceva mai devreme, nu sunt cele mai propice vremuri pentru filozofie sau pentru teorie, pentru gândirea teoretică. Deja de vreo 2-3 decenii se tot anunță tot felul de post-teorie, post-ideologie, post-filozofie. Cumva poate s-a epuizat deja acest post și avem dintr-o dată curajul de a regândi continuarea unei tradiții care pentru o vreme părea posibil a fi abandonată? Adaug încă o întrebare aici. Fenomenologia a funcționat și a fascinat, mai ales am putea spune, zona Europei continentale. Zona anglosaxonă, simplificând puțin, a păstrat niște restricții, niște limite. Ori zona anglosaxonă este acum cea care, într-o anumită măsură, domină ideologiile prezentului. Cum vezi asta? Fenomenologia, da, într-adevăr, în lumea anglosaxonă nu a avut priza din lumea europeană, dar și din alte părți ale lumii, de exemplu Japonia. Dar este tot mai prezentă în China, de exemplu. Pe filosofie continentală în America se lucrează foarte, foarte serios. Am avut șansa să vizitez de două ori universități din America și mi-am dat seama, dar și din producția științifică. Este mai degrabă așa ca o, dacă mai degrabă anecdotică, aș zice eu, sau o conjunctură istorică, faptul că fenomenologia nu a fost atât de prezentă în Statele Unite, fiindcă în perioada mecartismului a fost practic epurată din universități. Și ce a fost considerată de stânga, da, marxistă, da, asociată cu Sartre și cu anumite tendințe comuniste, anarhiste, etc. Și în felul acesta a fost cumva blocată artificial. În mod natural, cred că în America se va... De la America așteptăm noi direcții. Dar fel ei sunt și pe domeniul acesta, preiau conducerea. Atunci, aici ar veni a doua dimensiune în care vreau să reformulez întrebarea. În contextul în care în universitățile americane deseori se întâmplă lucruri absolut fascinante, dar un reproș ar putea fi, ele rămân în campusuri. Ele nu reușesc foarte mult să influențeze ideologia americană, viziunea dominantă, globală, globalizantă, neoliberală, etc. Se poate ieși din această enclavizare? Mai poate filozofia în sens larg, fenomenologia în mod specific, ieși dincolo de fereastră, vorbeam de relația asta. Da, e adevărat, este ușor enclavizată filosofia în America, dar trebuie luat în calcul și reverberațiile ei în alte zone în afară de America. Apropo, nu sunt atât de mult adeptul teoriei că ideile schimbă lumea. Acțiunile, dar nu trebuie înțeles în sens, nici în sensul acesta că un subiect, fie el și colectiv, ar avea destulă putere încât să schimbe lumea exact așa cum și-a propus. Sigur că își propune. Ne propunem și ca subiect individual și ca subiect colectiv. Ne propunem și schimbăm. Dar, pe urmă, trebuie să avem, cum să spun, să gestionăm propriile noastre acțiuni și consecințele lor care de regulă, sau aș zice, prin esență, dacă pot să fac această referire retro, ne scapă de sub. Adică ideea este a fi în lume, înseamnă că lumea este mai mult și altceva decât ceea ce crezi tu la un moment dat că este. Și că înseamnă în primul rând că tu ca subiect n-o controlezi. Intri într-o relație cu ea. Ar fi, cred că, un total dezastru dacă ne-am controla lumea, dacă ne-am crea. Avem tendința aceasta să ne creăm lumile noastre pur subiective, pur locale, individuale, dar nu cred că noi, când noi înțelegem
toată profunzimea realității până într-acolo încât să o controlăm sau să o recreăm. Nu vom recrea niciodată. Vom fi tot timpul într-un dialog, dacă vrei. Într-un schimb. Schimb cu lumea. Și trebuie să păstrăm această deschidere față de lume. Și acest joc dublu, acest echilibru fin între subiect și lume, cum poate să funcționeze într-un univers ideologic, să zicem, în care contează tot mai mult evidence-based, cunoaștere bazată pe lucruri, pe dovezi clare, analize cantitative, toate felurile, tendința aceasta spre obiectivitate. Vrem să susținem cu tărie și cu dovezi că lucrurile sunt într-un anumit fel. Fenomenologia e sceptică cu privire la această posibilitate. O parte din fenomenologie, nu toată fenomenologia, sunt și fenomenologi care nu se poziționează atât de, să zic, tranșant într-un refuz al acestor metode. Da, poți să iei în calcul aceste metode, poți să le critici atunci când este cazul, poți să propui alte metode. Și mai ales cumva fenomenologia cred că se angajează sau ar trebui să se angajeze în a propune alternativă. Nu este destul, chiar nu să spui, ok, tipul ăsta de cercetare este insuficient. Vino cu ceva mai bun și luptă-te să fie recunoscut de ceilalți. Mă bucur că ai adus în discuție acest lucru. Suntem în apropierea finalului dialogului nostru, dar aș introduce aici conceptul de imaginație. Alternativă înseamnă și curajul de a imagina. Imaginația a fost întotdeauna un concept cheie, chiar dacă uneori spectral al fenomenologiei. Cam care ar fi statutul acestui concept astăzi? Absolut, este fundamental. Ne întoarcem, cred, dacă este să ne întoarcem la ceva, deși părerea mea este că trebuie să privim mai degrabă în față, să luăm uneltele pe care le avem la dispoziție și să le articulăm cu un alt... Să încercăm să rezolvăm niște probleme care sunt acum și care tind să se perpetueze. Unul este cel de posibilități deschise. Adică nu e vorba numai de posibilitățile care sunt motivate la prima vedere de realitate, ci să rămâi deschis la alternative, la lumi care nu sunt direct ancorate în ceea ce îți oferă realitatea. Într-adevăr, e o formă de imaginație. Nu cea în care îți lași mintea să neapărat să rătăcească. Să rătăcească, deși este și momentul acesta are legitimitatea lui, dar aceea în care lași o realitate să apară. O realitate la care nu te-ai așteptat. Să survină, să intre în lumea noastră ca și cum ar fi fost deja acolo. Exact, exact. Și să o acceptăm cu această atitudine deschisă. Ion Copoeru, îți mulțumesc pentru această pledoarie, pentru posibilități deschise și pentru imaginație, care cred că sintetizează foarte bine mesajul mai vechi sau mai nou al fenomenologiei și ar putea în viitorul apropiat și îndepărtat să fascineze și alți cercetători. Mulțumesc. Eu îți mulțumesc. Thank you.